Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cristarot. Roth. am pregătit astăzi o etalare în patru variante pentru viitorul apropiat și vă invit să vă alegeți una dintre cele patru cărți pe care le-am pregătit aici. Alegeți-vă pe cea care vă atrage prima atenție, cea care vă strânește curiozitatea, cea care considerați că vă poate spune ceva despre, important despre viitorul vostru apropiat. Um... Și pentru început, vă voi uh, dezvălui ce, uh, ce uh, spune uh, prima carte pe care voi uh, ați ales-o. Este vorba despre Regina de Cupe, este vorba despre o femeie, o femeie frumoasă, deșteaptă, uh, inteligentă, um, creativă, care are uh, multă generozitate de oferit, multă dragoste de oferit dorește să fie iubită, dar și iubește, puteți fi voi sau puteți să cunoaște o astfel de femeie, în orice caz pentru voi în viitor apropiat o femeie va juca un rol important. Veți fi mai creativi în orice caz și voi, mai inspirați, poate chiar doriți să faceți copii sau vă veți ocupa de educarea lor, vă veți ocupa de studii, poate chiar de ezoterism unele dintre voi. Sau unii dintre voi, sau veți apela la o astfel de femeie, o femeie um, foarte um, intuitivă, um, o femeie cu, cu capacități extrasenzoriale deosebite. Um, poate să vă influențeze bine viața, veți oferi sfaturile voastre cuiva sau voi veți primi mai multe sfaturi de la persoane generoase. În orice caz, vă puteți îndrăgosti de o astfel de femeie, unii dintre voi, ca bărbați, poate pentru voi, poate să fie și mamă, poate să fie și soție, să aveți de-a face cu o astfel de femei, cu influența unei femei, dar și ca femei, puteți avea de-a face cu o prietenă, cu mama, cu o vecina, cu sora. Cu copilul vostru poate fi ca voastră. Da? Deci, o femeie poate juca un rol important în viitorul apropiat pentru voi, un, un, din punct de vedere spiritual, emoțional în mod special. Vă poate îmbogăți cu cunoașterea ei, cu sprijinul ei, cu sfaturile ei uh, emoțional, spiritual. Uh, a doua variantă, pentru cei care v-ați ales, a doua variantă este, este împărăteasa. Aici aveți de-a face cu, tot cu o femeie. Uh, o femeie mai puternică, mai. E mai. tot inteligentă, tot frumoasă, elegantă. Dar e o femeie care e sigură pe sine. O femeie care este. Uh, își folosește și mintea. Uh, dar mai mult mintea și-o folosește. Uh, este o femeie uh, întreprinzătoare, activă de acțiune, poate chiar pe propriu are o afacere. Uh, îi plac copii, îi place viața de familie. Uh, puteți fi voi sau poate fi o altă femeie care, care ar avea o influență pentru voi în această uh, în această perioadă care își dorește copii, o familie, uh, Veți fi și la fel mai creative, mai inventive, veți face ceva pe cont propriu, poate vă vin niște idei. Uh, veți. Uh studia, deci veți reuși să luați niște examene, deci în următoarea perioadă așteptați-vă la un succes, la un succes poate prin intermediul unei femei sau pentru că voi sunteți femeie, vă veți pune în valoare atât inteligența și atât frumusea cât și inteligența, capacitățile voastre organizatorice sunteți ca o adevărată regină veți, vă veți manifesta ca o adevărată regină sau veți avea de-a face cu o femeie care are un comportament de regină și îmi pune punctul de vedere dorește să să gestioneze niște situații, poate să fie și o astfel de situație. A treia variantă pe care v-ați ales-o este um, papesa, tot cu o femeie, deci o tot o femeie joacă un rol important în viața voastră, fie că sunteți voi, fie că e vorba de o altă femeie. Aici este vorba despre o femeie poate mai matură, mai matură, nu ca în vârstă neapărat, cu toate că poate fi și vorba despre vârstă, dar cât și ca maturitate în gândire. Eu, sau e femeie cu multă experiență de viață, acum mai bună sau mai rea, depinde de la situația la situație. În orice caz, este o femeie care, de la care aveți învă ce învăța, poate să fie o femeie care studiază sau care se ocupă de ezoterism, o femeie care vi se poate și mai multă răbdare și înțelepciune, vă poate pune răbdarea și înțelepciunea la încercare. Da, deci această femeie vă poate aduce mult reușită dacă poate dacă învățați ceva din experiența ei sau um, poate că voi ca persoane vă veți pune în valoare experiența, maturitatea, um, înțelepciunea uh, și uh, totuși este bine să nu intrați în provocările unei femei, poate că aici uh, poate să fie o femeie care uh, Într-un fel sau altul Vă pun nervii la încercare Vă pune, să zicem așa, răbdarea la încercare Deci aici trebuie să, aveți, de, să fi, aveți Oarecare atenție E o femeie care deține și multe secrete Poate să fie vorba și de o femeie care poate manipula Niște situații Pentru că are multă experiență Cunoaște multe lucruri Secrete, în mod special Acum nu neapărat bune, poate să fie și mai prastă Depinde de la situație la situație în orice caz aici, pentru prima variantă aveți de a face cu semne de apă, pentru a doua variantă aveți de a face cu semne de uh, cu balanța, tot de aer, iar la treia variantă aveți de a face cu semne tot de apă, racul. Uh, la prima variantă poate să fie atât rac cât și scorpion sau um, pești. Uh, ultima variantă, varianta cu piatra, uh, varianta cu uh, cartea uh, patra este cartea uh, roata, roata destinul roata norocului uh, este sub influența zodiei săgețător și poate să reprezinte destinul karma poate într-un fel sau altul care se poate destinul care po poate fi favorabil, puteți avea noroc pe neașteptate deci în următoarea perioadă uh, fie că veți cunoaște pe cineva pe neașteptate, fie că apar oportunități pe neașteptate pe care voi trebuie să le valorificați Chiar puteți să vă jucați și la loterie, pentru că puteți avea câștiguri pe neașteptate, câștiguri mai mari decât v-ați așteptat, să vă vină bani din surse de care nu știați sau nu, nu vă așteptați, să vă vină propuneri noi de servici, poate, sau să întoarce o situație în favoarea voastră, poate chiar într relația de cuplu sau în relațiile de, de servici, vă poate veni o propunere nouă, un nou loc de muncă, să fiți promovați, da, Deci, norocul pare de partea voastră în următoarea perioadă. Văd influența, am spus asta, să pentru voi. Așadar, puteți să vă creați destinul din nou, să vă mai aveți o șansă, ca să zic așa, să învârtiți destinul în favoarea voastră. Cam asta e ce văd și la a patra variantă, așadar, pentru cei care v-ați ales. Um, ultima carte, roata destinului, este așadar un viitor frumos, vă așteaptă, În special, are legătură cu femeile pentru majoritatea variantelor. Deci, femeile joacă un rol important. Mama, soția, prietena, șefa, um, aici, în bine sau în rău, depinde și de anturajul vostru, am spus. Um, în orice caz, aici se cere mai multă răbdare, înțelepciune, creativitate, inteligența să vă folosiți la maxim. Fie ca pe femei, fie ca bărbat, dar într-un mod pozitiv. Da? Deci, și ca femei, Folosiți-vă mai mult inteligența, caracteristicile voastre, aptitudinile voastre, talentele voastre, fructificați-vă ideile creative, intuiția, pentru că și la prima variantă și la a doua este vorba de foarte multă intuiție. La varianta a doua, cu răteasa aici, este vorba despre inteligență, mai mult, foarte multă inteligență. Deci are capacități, intuiția o are, dar foarte mult este o persoană, și logic, o persoană, femeia de împărăteasa este și o femeie care are multă logică, da? deci îi merge mintea, nu are emoțiile atât de ca la prima variantă și nu este atât de, să zic așa, de șireată pe ca la a doua variantă. A treia variantă, la papesa, papesa, nu, nu și neapărat, cât înțeleaptă, da, deci femeia aici la împărăteasa poate să fie puțin mai impulsivă, da, deci să nu ai răbdare, da, aici împărăteasa, Aici la papesă, Aici vă poate pune această femeie răbdarea la încercare. De fapt, și prima, a doua variantă, și cum regila de uh, re împărăteasă vă poate pune uh, răbdarea la încercare. Um... Dar, iar la a patra variantă, această carte a uh, roții norocului spune că destinul se poate învârti în favoarea voastră. Da? Deci uh, puteți să uh, fructificați niște ocazii și să uh, aveți mai mult noroc, profitați de acest noroc, pentru că nu este pentru totdeauna, el se schimbă, da? deci norocul este uh, uh, fluctuant, vine, pleacă, vine, pleacă. Da. Profitați de el cât îl aveți, fiți atenți la oportunități, cu alte. Deci, fiți atenți la detalii, fiți atenți la uh, ocazii și fructificațiile într-un mod pozitiv ca să roata ca să se poată întoarce mai, mai rapid la voi, să spunem așa, da? Din nou, soarta, să vă surdă în continuu. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Cristarot. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-ați regăsit în ele și că vă vor ajuta să aveți în viitor apropiat numai reușite pe toate planurile și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Cristarot și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți ubiți. La revedere!